Doamnelor și dacă și domnilor, Moșu a făcut un drum atât de lung pentru dumneavoastră, haideți să colindăm o colindă pentru dumneavoastră, pentru Moșu, și vă rog frumos să ascultați și pe Moșu și colinda, da? Vă mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, cei din urmă vor fi cei din tâi. Așa că vă rog să aplaudați intrarea în scenă a colegei mele, o solistă care s-a bucurat de mult succes în ultimii ani, câștigându-și mulți fani datorită perseverenței și apropierii sale de public. O voce care face să detune dorunii din toți munții Apuseni. Stimați spectatori, pentru dumneavoastră Sabina Gligor! Aseară pe serate, Fecioara Maria, în Viflaim cetate, călătorind sus ea, și fiind obosită, să lași-și căuta. În Viflaimul mare nimenea n-o lăsa. Atunci Sfânta Maria din Viflaim ieșa și-n câmp într-o puiată, acolo s-a așezat. Și între dobitoace, pe fânul cel uscat, născuta prea curată, un mare împărat. Și fiul începe a plânge, Maria-l mângâia. Nu plânge tu, Iisuse, că tu cunoști lumea, că lumea asta-i mare, prin tine s-a zidit, prin tine și prin Tatăl și Dumnezeu cel Sfânt. S-aude un glas spre seară ale clopotelor când, căci vine, vine iară Iisus pe acest pământ. El vine-n haină albă, de îngeraș purta, să spele lumea întreagă de rău și de păcat. De atunci la orice casă s-aud colindător, colinda lor duioasă răsună până-n zor. Colinda lor duioasă răsună până-n zon. Vă mulțumesc frumos! No, Moșule, ești mulțumit acum? Mulțumit! Atunci, ce să-i spunem? Moșule, te iubim! Încă o dată, mai tare!
Păi atunci înseamnă că dacă îl iubiți și el vă iubește și o să vă dea cadouri. Da? Dar vă rog să fiți atenți. Moșul are ajutoare. Și o să primiți toți cadouri de la el. Cei care rămân la urmă, s-ar putea să rămână mai multe cadouri. Așa că nu vă înghesuiți la început. Deci nu vă înghesuiți că s-ar putea să fie mai multe la sfârșit. Aș vrea să ieșiți în ordine, prima dată, cei mai mici. Grădinița să meargă în spate și să-și ia cadourile. Iar acum este căutat o mămică. Deci prima dată merge grădinița, pregătitoare, clasa întâia, a doua, a treia, așa mai departe. Iar acum o fetiță, colegă cu voi, vrea să colinde. Colinde, colinde, e vremea colindelor, își ia de drag.